să vă îmbrățișez, dar da, m-am abținut. Asta e, ce să facem, regulă. Ce faci, am îmbrăcat amândoi, aproape la roz. Eu am trimis vorbă, cu ce e îmbrăcat? Și am roz și ți s-a zis roz vișor, nu? Roz vișor, nu? Perfect, să rămână, ce faceți? Peste 4 zile, premiile Gopo. 4 sunt? Nu? Păi nu peste 4 zile? 4 zile luni, luni, da, luni, corect. Luni. Da. Luni o să fie premiile Gopo. O să fie fizic, dar da, la televizor o să fie pe 1 iulie. Da, noi vorbim luni când o să fie fizic, ele fizic. Și o să fie pe ProTV Plus, din câte știu. Da, hai să stai un pic să vedem. Ești mai tare decât mama ta? Să vedem câte nominalizări ai tu. Nu, de ce vrei să... Câte nominalizări ai? Zăzanie, bagi discordie în familie, nu se poate, nu. Tocmai ne împăcasem. Nu, păi vreau să le spun celor de acasă. Mama lui Angel, oameni buni, are 4 nominalizări. Pentru cel mai bun film, cea mai bună regie, cea mai bună scenografie și muzică. Cea mai bună muzică. Iar la tine, Angel? Cel mai bun scurtmetraj. Acum eu sunt... Atât s-a putut. Da, e un început, să știi. Cel mai bun scurtmetraj de ficțiune. De ficțiune, da. De ficțiune. Și totuși este filmul la care am participat și eu cu scenariu. Așa că toate nominalizările ei, eu le consider ca și când ar fi ale mele. Deci... Adică vrei să ții și tu un pic din gloria asta. Da. Ce e al ei și al meu, ce e al meu, e numai al meu. Da, perfect. Adică, practic, da, Angela a vrut să ne spună că el are vreo 5 nominalizări la premiile Gopo, iar dumneavoastră aveți doar 4. Ce-i drept, și a fost producător la scurtmetrajul meu. Deci, într-un fel, suntem tot acolo, deci 5 cu 5. Dar cum e să lucrați acum în familie, serios? Fiți sinceră cu mine, vă enervează câteodată când ascultă? Dar el nu trebuie să mă asculte. Deci nu ascultă. Eu nu am făcut un copil care să mă ca să mă asculte. Eu adică? Am făcut un copil ca să fie el pe picioarele lui și să păi se pe picioarele lui, pe picioarele lui, dar totuși să nu uite cine-i maică-sa. Nu? Păi nu. Uite, aici, da, uite aici ai atins un punct sensibil și e un lucru foarte, adică chiar aș dezvolta asta. Te rog, în orice familie și o să ai și tu la rândul tău de tras pe partea asta, slavă Domnului. Au personalitatea lor foarte puternică. Da, și la un moment dat, mai ales când lucrezi din punct de vedere artistic, există, ca să înaintezi, e nevoie de conflict. În artă ai nevoie de conflict. Așa că lucrurile trebuie disociate. Ea e mama, dar ea pe platou e Anca. Așa că ea e Anca, eu sunt Angel. Și când terminăm de lucrat, suntem mama și băiatul. Și băiatul, da, atât. Da. Foarte frumos. Da, acum, dacă tot vorbim de premiile Gopo, aș vrea să vă întreb și care sunt așteptările. În primul rând, eu vin cu o animație care, chiar dacă a fost nominalizată la European Film Awards, chiar dacă are premiera în Statele Unite în cinematografe, chiar dacă e distribuită în 20 de țări, este o animație care pentru publicul din România este ceva... Nou. Da. Nu nou. Hibrid. Este ceva ce nu e neapărat considerat cu seriozitatea că este un limbaj de animație, deci că este un film. Deci nominalizarea mea la cel mai bun film, cel mai bun regizor, mă pune cu întrebarea oare criteriile cu care se vor apleca spre jurizare, pentru că, de fapt, regia în animație, tu recreezi mizanscena de la zero, tu este absolut ce este în imaginația ta, deci vor dacă va putea fi apreciată exact vor ști așa cum trebuie. Vor avea instrumentele de a înțelege, de fapt, care este regia în animație. Deci o să fie niște premii interesante. Dar din punctul ăsta de vedere, pentru că în continuare rămân singurul regizor care face lungmetraje de animație care au și succes în lumea întreagă și de fapt în România lungmetrajul de animație e cam inexistent, îmi duc soarta și nu mă plâng. Păi, până la urmă, tocmai pentru că este un film hibrid și el este nominalizat la premiile Gopo, asta e o dovadă în plus. Dacă un film hibrid, un film care în România este înțeles ca hibrid, ajunge să fie acolo printre filme clasice, înseamnă că... Contează foarte mult. Dar acum vreau să fiți sinceri cu mine. Nu vă e ciudă că Angel n-a luat culoarea ochilor dumneavoastră? Da, mie mi-e ciudă. Are mama ta niște ochi superbi. Nu am ce să fac, asta e noroc cu aplicațiile. Așa știi că mai poți modifica culoarea ochilor. Genetic, e imposibil dacă partenerul nu are și el în familie ochi albaștri. Deci am avut toată familia din partea mamei ochi albaștri. Toți, unul cu unul cu unul. Așa și la mine din partea mamei tot ochi albaștri, ochi verzi. Din partea tatălui nu și la fel. N-ai ce să faci, dar e posibil ca unul din copii sau nepoți să aibă ochi albaștri. La mine n-a fost, adică amândoi
la da, fel. Da, mai încolo, mai e o generație, o să mai prinzi una, două, trei, ai, cine ai știe. Dreptate. O să vreau să facem un test al prieteniei, o să vă rog să veniți puțin mai aproape și o să facem în felul următor. Nu știu dacă urmăriți TikTok-ul, dar Angel cu siguranță e pe TikTok și el acolo, da, nu? Da, da. O să facem în felul următor. O să închideți ochii amândoi și o să jucați foarte cinstit. Eu o să pun niște întrebări și cu ochii închiși trebuie să arătați cu mâna spre Angel sau spre dumneavoastră. Angel la fel va arăta cu mâna spre dumneavoastră sau spre el, da? Dar cu maximă seriozitate și sinceritate, da? Aoleu. Vă rog frumos. Vedeți că avem și niște luminile astea, practic sunt și niște potențiometri care verifică cât de adevărat a fost răspunsul, da? Da. Vă rog frumos, închideți ochii și la testul prieteniei în familia Damian, închideți ochii. Nu trișați. Care dintre voi doi, nu deschideți ochii. Care dintre voi doi se supără mai repede? Ia, ia, nu, țineți ochii, deschideți ochii acum. Și uitați ce a spus și... Păi, el oricum asta va spune. Și dacă... Deci anticipaseți, nu? Bun, închideți, să, închideți, să fim de acord. Închideți ochii din nou și închideți ochii și închideți ochii și care e cel mai orgolios? Ia uitați-vă unul la altul. Nu, dar și țineți mâna. Și dumneavoastră la ce... Am înțeles. O să închide... avem o discuție după jocul ăsta. Perfect. Deci închideți ochii din nou. A treia întrebare. Cine sună prima dată pe celălalt atunci când întâmpină o problemă? Ia uitați-vă. Fiecare... da, asta e tare de tot. Închideți ochii acum. A patra întrebare. Care dintre voi spune prima dată iartă-mă atunci când greșește? Stai că n-ai încuiat cu asta. Cine spune iartă-mă prima dată atunci când greșește? A, a fost bine, perfect. Hai că asta e tare. Am bilețele de când eram mic. Mamă, te rog frumos să mă ierți. N-am să mai fac niciodată. Aveți bilețele, nu? Dar pe urmă făcea la 5 minute. Adică și... un iartă-mă rapid ca să poată lua de la zero. Exact, ca la spovedanie. Exact, da. Închideți ochii, okay, întrebarea a cincea. Care dintre voi doi... Închideți ochii, okay, trișați. Dar care... nu mă uit la el. Păi nu, nu, trebuie să închideți ochii, okay, că simțiți de asta. Care dintre voi este cel mai bun regizor? Arătați doar, trebuie să răspundeți. Nu pot să arăt. Arta... trebuie să vedem ordinea. Că... nu. Hai, nu fiți modestă. Nu pot, nu. Ia uitați, nu, Angel arăta către nu, dumneavoastră. Nu, da, nu pot să, nu, nu mi se pare fair. El are 28 de ani. Păi? Are viața înainte. Adică dumneavoastră sunteți mai bună? Nu, are, el poate să ne dovedească. Se va judeca. Se va judeca când va ajunge la vârsta mea. Exact. Bun, închideți ochii și mergem mai departe. Cine ține mai multe secrete față de Laurențiu Damian? Închideți ochii și răspundeți. Hai de capul. Hai, cu mâna, degetul. Hai, hai, repede. Ce să... Ia uitați-vă acum. Deci... ce îmi faci, Cătăline? Plus că acum am venit cu mama, deci asta clar va genera în familie ideea că trebuie să mai vin o dată și cu tata. Dar acum de ce nu recunoști că noi te-am chemat și cu tatăl tău și ai zis că vrei să vii doar cu mama ta azi? Eu sper din suflet ca tata să fie undeva plecată astăzi, să nu deschide televizor. E o glumă. Hai că mai am doar trei întrebări. Repede, închideți ochii și arătăm. Cine e mai încăpățânat? Da, corect, aici e clar. Cine recunoaște mai ușor când greșește? Ia, uitați-vă. Și ultima întrebare. Gata. Mama, asta e cea mai tare. Dar închideți ochii și concentrați-vă. Dacă s-ar acorda un singur premiu GoPro anul acesta, care dintre voi l-ar merita mai mult? Ah, ce frumos! Da. Iubirea în familie. Așa a fost? Ne-am dat fiecăruia? Da. Deci măcar premiul nostru GoPro știm unde merge. Acasă. Da, merge acasă. Să aveți o vară frumoasă, să aveți baftă la premiile GoPro luni și abia vă mai așteptăm la emisiune. Da. Și cu ocazia asta... Exact cum ai spus și tu, premiile o să fie pe Pro TV Plus. Premiul important e ca lumea să se uite la televizor. Ai, n-ai minge, atragi la poartă, tata. Exact. Pe 1 iulie pe Pro TV Plus. Pe Pro TV Plus luni. Și după aia, 1 iulie, va fi gala înregistrată pe Pro Cinema. Exact. Pe Pro Cinema, toată gala. Iar luni oamenii o să poată vedea în timp real pe Pro TV Plus. Da, și dăm noi pe Instagram dacă am luat sau nu alat, să acasă și... Vă mulțumim mult de tot. Mulțumim și vă mai așteptăm la emisiune. Să aveți o vară liniștită.
Aoleu, eu nu vreau liniștită. A fost liniștită. Atunci aveți o vară mega agitată. Așa să fie. Mulțumim mult de tot, vă mai așteptăm la emisiune. Mulțumim. Așa se vede. Angel, vedeți? Se usucă pe picioare. Ce, eu? Uitați, să nu mai fibră, lasă-mă. Mulțumim mult de tot. Să rămână mama, vă mai așteptăm la noi la emisiune.